Cine nu e gata, îl iau cu ciocolata! La bunătățile copilăriei! Cu ciocolată plus alune, căpșuni, Oreo, biscuiți, banane, orfinetii. 10, 20, 30, 10 de gogoși calde, cu vanilie, papanaș, cu gem și smântână, gofre mici sau mari. La bunătățile copilăriei! Lângă piața centrală. Femeie încrezătoare, ești frumoasă! Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Îți modelăm apetisant, în pas cu timpul, trupul non-invaziv, reconturat și ferm, în timp record. Criolipoza este numai începutul, jos colăcei, hai, curaj! Șoferă-ți ca răsfăț suprem o oră de masaj. Pachete și oferte avem destule, te ajutăm să ieși în avantaj și alege deci să fii frumoasă cu make-up, bronz și cu drenaj. Deci frumusețea ta e pentru noi un scop. În plus, pentru bărbați avem și barbershop. Se oglindește până în vârf de unghiulacul. Mistere sfirele de păr. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Am zis. Notează-ți în agenda ta, femeie dragă, la V, Centrul de frumusețe Vis. Jurnal Giurgiuvean, o publicație care te poate scoate din orice situație. Vă așteptăm la redacție în complex Ancora Parter sau pe site-ul jurnalgiurgiuvean.ro. Jurnal Giurgiuvean, un cotidian care creează dependență cititorilor săi. Să discutăm fără perdea despre perdele, draperii, covoare, lenjerii și toate accesoriile ce ne compun decorul vieții. Impune-ți stilul! Caută, măsoară, întreabă și alege din toată gama noastră. Odiseea redecorării nu are început, nu are sfârșit. AIDA, opere complete în pliuri, culori, texturi și gusturi rafinate. Pe strada Gării, numărul 73. Un magazin deschis tuturor gusturilor. În cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... 3 morți și 2 răniți astăzi după ce în explozia de ieri au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine. De luni până vineri, începând cu ora 17, este Breaking News la TV Giurgiu Tribun. O emisiune de redacție în care vă supunem atenției informațiile zilei aflate pe site-ul nostru www.giurgiu-tribune.ro, unde punem știrile în primul rând. Fii alături de redactorii noștri la Breaking News. Dezbatem subiecte din presa locală și națională în contextul actual și vă răspundem la întrebări. TV Giurgiu Tribune. Ia atitudine! Bun găsit, dragi telespectatori de televiziune online, Camelia Sacheti sunt, iată-ne din nou cu știri noi și interesante. Giurgiu, cel mai nevizitat județ în 2020. Mai mult de interesant decât interesant. S-a dat startul controlelor pentru gripa aviară, Palatul Copiilor Giurgiu și-a redeschis porțile o dată pe an. Elevii giurgiuveni vor acorda note profesorilor ce s-a mai discutat în ședința extraordinară de ieri a Consiliului Județean. Discutăm și astăzi la Breaking News pe lângă alte știri cu Nicoleta Pană. Bun găsit, Nicol! Așadar, cum vă spuneam, sunt multe știri.
Dar ne-a fost dat să vedem ochilor astăzi ceva ce ne-a adus aminte de vremurile de altădată. Aglomerație ca la meeting în fața școlilor, pentru că s-au redeschis școlile, iar dimineața, mai ales la prânz, când ieși mici de la ore, în fața școlilor este un haos de nedescris. Părinții, copiii, se caută unii pe alții, mai ceva ca la surprize, surprize, se regăsesc, se bucură de regăsire și petrec o nouă zi împreună, începând cu prânzul. Așa. Dar este atunci... imaginea din articol, este de la școala numărul 8, da? Trimisă de unul dintre părinți. Sunt mai multe imagini pe Facebook și filmulețe de la acea școală, ce se întâmplă la prânz atunci când ies copiii, cei mici care învață de dimineață. Este de înțeles că fiecare părinte vrea să își întâmpine copilul, dar nici chiar așa, pentru că ne spuneau părinții, foarte mulți aglomerează poarta de ieșire din curtea școlii, iar copiii abia se strecoară printre adulți ca să ajungă acolo unde așteaptă cineva, dar sunt și cazuri în care pe copii nu așteaptă nimeni, copii care locuiesc în apropiere și care merg singuri acasă pe jos. O altă situație mai este și cea a mașinilor în zona acolo la școala numărul 8, pentru că foarte mulți părinți vin cu mașinile și parchează în vecinătatea școlii. Este o șoseluță îngustă acolo, o stradă îngustă și părinții cu copiii sunt nevoiți să se strecoare printre acele mașini. Mulți de teama asta își așteaptă copiii chiar în poartă pentru a nu-i lăsa singur să traverseze strada. E și acesta un aspect. S-a vorbit de multe ori și la poliția rutieră. Da? Că toți uite, dai de trebuie să spunem care toate laturile problemei. Pare gândurile cu copilul și asta poate să fie un aspect. Plus, ce spuneai tu, pericolul iminent că o mașină poate să treacă repede și să producă un accident. Ei sunt mici și nu pot fi văzuți foarte bine de șoferi atunci când se strecoară și fiecare părinte, cum spuneam, vrea să își ia copilul în siguranță, dar nici aceasta nu este o soluție. Aceste supraaglomerări, sute de părinți care își așteaptă zilnic copiii, sunt și forțe de ordine, le-am văzut ieri la școli în Giurgiu, dar acelea erau preocupate tot așa cu dirijarea traficului, da, aglomerație, exact, de părinți tot era. Dacă s-ar da voie să se intre în curtea instituției, ar fi mai ok, adică cumva chiar amenajat unde să se stea la un metru, doi distanță. Nu văd care ar fi pericolul. Curțile școlilor, uite, sunt dacă luăm de exemplu, pline. Exact, dacă luăm de exemplu școala 8, imaginea nu pe care v-am spus-o, condamnăm nici părinții că își așteaptă copiii. Nu, asta spun, nu permite nici infrastructura, dar școala 8 este, are o curte imensă în care pot sta părinții, să spunem, răsfirați, nu toți grămada acolo în fața școlii. Nu știu de ce nu se permite accesul părinților în curtea școlii, că și copiii stau la ore și se chinuie să nu transmită de o parte a gardului și în curtea școlii nu intră virusul, dacă stai să te gândești așa, să mai și glumim. Ar fi o soluție, înainte așa se proceda, era voie ca părinții să intre în curtea școlii să-și aștepte copilul. Era și mai în siguranță, pentru că nu-l iei direct. Știi și tu că ești părinte, vine descheia la bluză, n-are căciulă, da, n-are, te oprești să-i închei fâșul, să-i pui ghiozdanul, să... și uite așa se creează acolo o aglomerație de nedescris. Nu e nimic exagerat, așa este la fiecare școală din Giurgiu atunci când ies cei mici. Da, trebuie să fie găsit o soluție. Traficul, da. Este foarte mare presiune pe primărie, pe administrație. Și astăzi vom discuta amplu și în Breaking News și după despre tot felul de probleme. Și iată, Primăria Giurgiu continuă distribuirea produselor alimentare și de igienă prin POAD. Chiar începând de astăzi, persoanele cu handicap grav s-au accentuat 1 sau 2, care nu au ridicat produsele aferente tranșei din anul 2020, o pot face între ora 8 dimineața și 4 după amiaza la sala de sport AGSL din Giurgiu, din strada Unirii numărul 6, adică lângă stadionul Astra. Da, este o știre pe care o reluăm acum și primăria o reia. V-am anunțat și anul trecut despre distribuirea acestor pachete, dar
iată că persoanele nu s-au prezentat și ele trebuie distribuite totuși, da, e păcat de ele pentru că sunt produse de igienă, dar și produse alimentare, detergent pentru rufe, șampon, săpun lichid, pastă de dinți, periuțe, nu văd de ce nu pot fi luate, e un program cu fonduri de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane și sprijină acțiunile, aceste acțiuni statele Uniunii Europene menite să oferă asistență materială celor mai sărace categorii ale populației. Așadar, dacă vă încadrați în persoanele beneficiare cu handicap grav sau accentuat 1 sau 2, mergeți să vă ridicați aceste pachete. Da, așadar, țineți cont și de intervalul orar, pentru că este foarte important să nu veniți mai devreme sau mai târziu să stați pe la uși. Dar, iată, avem și noutăți de la ședința extraordinară de ieri a Consiliului Județean. Mergem acum pe județ și revenim la municipiu în știrile noastre. O dată pe an, elevii giurgiuveni vor acorda note profesorilor. Pentru că s-a discutat și acest aspect la un moment dat, printre alte puncte de pe ordine de zi. Ieri a avut, vă spuneam, loc ședința, s-a desfășurat la sediul Ateneului Nicolae Bălănescu, atât cu prezență fizică, cât și prin vot electronic, iar printre proiectele pe ordine de zi s-au aflat cele ce vizează aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu pe anul 2020 și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a acelei cote de 20% din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sau de aprobarea încetării și folosirii gratuite și restituirea bunurilor ce au făcut obiectul unei hotărâri. Și ne-am notat noi acolo acea 83 din 17 august 2020. Rămâne să ne lămurim ce este cu ea mai mult. Un alt proiect de viu interes este acela care privește regulamentul de acordare a stimulentelor financiare cadrelor didactice și elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu. A fost aprobat și un regulament prin care vor fi premiate cele mai performante și apreciate cadre didactice din județul Giurgiu. Astfel, în urma stabilirii unor condiții de participare, evaluare și apreciere conform unui punctaj acordat sub spectrul anonimatului, chiar elevii respectivului dascăl vor fi și ei, o dată pe an, cei care pun note. Vom primi mai multe detalii în perioada următoare, când vor fi publicate de către Consiliul Județean condițiile de participare și criteriile pentru evaluare și apreciere. Va fi interesant să aflăm notele elevilor pentru profesorilor. Ce Dar frumoasă dacă idee. Vorbim de elevi olimpici și de profesorii care i-au instruit, cred că nu vor fi decât note maxime. Și de încurajat inițiativa aceasta, ar fi ca un joc și știm noi că prin joc se învață foarte multe lucruri cu copiii și de ce nu ar fi o provocare și pentru profesori, iar din partea comisiei respective a venit propunerea. Acestea sunt doar câteva spicuiri din această ședință. V-am pus pe site întreaga listă a proiectelor aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare. Vă uitați acolo și le luați pe rând, dar o să revenim cu mai multe amănunte odată ce le obținem și noi, pentru că au fost mai multe discuții și pe fiecare subiect în parte vă dați seama că a durat ceva timp. Să vedem acum ce notă dăm în unitățile școlare pentru punctarea la autorizația de securitate la incendiu. Cum punctăm aici? Nu știu dacă aici putem să dăm noi puncte sau nu. Cert este că la nivelul județului Giurgiu sunt 294 de clădiri cu destinația de învățământ, însă 241 dintre acestea nu necesită autorizație de securitate la incendiu. Rămân însă 53 de unități școlare care ar trebui să obțină această autorizație, iar acestea se regăsesc în 22 de localități, după cum urmează: municipiul Giurgiu, Mihăilești, Vânătorii Mici, Roata de Jos, Singureni, Buturugeni, Prundu, Mârșa, Mihai Bravu, Letca Nouă, Hotarele,
Grădinari, Gostinu, Ghimpați, Florestoienești, Crevedia Mare, Cosoba, Comana, Călugăreni, Bulbucata, Bucșani și Bolintin Deal. 22 de localități, da, în care sunt unități școlare fără această autorizație de securitate la incendiu. Asta pe lângă subiectul cu lipsa autorizației respective la în unitățile spitalicești și sanitare. Dar sunt foarte multe, eu am situația de la ISU Giurgiu, sunt foarte multe instituții, foarte multe societăți comerciale, pentru că e o procedură foarte greoaie și o investiție foarte mare ca să obții această autorizație. Păi și știm că și în unitățile, eu știu, de deservire, ca să zicem așa, pe limbaj mai vechi și mai uzat, proprietate privată, s-au întâmplat tot felul de nenorociri, adică nu trebuie să fie neapărat școală sau unitate spitalicească. S-a întâmplat în discotecă, s-a întâmplat în club sau eu știu ce s-a întâmplat, mă rog, baruri, s-au mai întâmplat tot felul de asemenea nenorociri. Și este foarte important ca acolo unde sunt oameni și se practică, eu știu, activitate, să fie și acea autorizație, că nu te întreabă incendiu dacă ești o persoană fizică sau dacă faci parte, dacă lucrezi la stat. Pur și bine, incendii s-au produs și în locații cu autorizație, da, din diferite motive, dar asta nu înseamnă că nu se pot întâmpla, dar atunci când o ai, se presupune că ți-ai luat toate măsurile de siguranță, cam asta înseamnă, pentru că e vorba de o documentație specifică, se depune la ISU, iar în urma acestei documentații se merge în teren, se verifică la fața locului și trebuie să îndeplinești multe. Ieșiri, intrări, stingătoare, din asta, detectoare de gaz, de nu știu ce, de, nu și le permite oricine, de-aia sunt și atâtea școli în situația asta, pentru că investiția este foarte mare. Da, am văzut în județ și școli frumoase, aranjate, amenajate, de nu-ți venea să crezi că suntem în România și chiar o să vă prezentăm așa ceva, adică nu, că nu suntem în Giurgiu, că nu suntem în România, frumos, frumos, cu proiectoare din acelea moderne, cu digitale și chiar avem în Giurgiu așa ceva. Vă pregătim în curând câteva chiar emisiuni pe tema aceasta, pentru că ne dorim ca ai noștri copii să-și desfășoare activitatea în școli frumoase, curate, aranjate, cu dascăli plini de vocație și chiar avem asemenea persoane și noi în municipiul Giurgiu. Am fost impresionat zilele acestea să găsim pe frontispiciu, sau cum să spun așa, în geamul unei instituții destul de vechi, cum ar fi Palatul Copiilor, fostul Palatul Pionierilor din Giurgiu, cine mai știe, o clădire destul de veche și de bătrână, care a afișat, scris frumos, cu o cariocă pur și simplu, ne-a fost dor de voi. Atunci când și-a redeschis porțile, pentru că sunt acolo oameni inimoși care își pun toată știința și toată capacitatea, toată puterea de muncă pentru ca să meargă acolo copiii și să încerce tot felul de lucruri, de provocări noi. Pe lângă școală este foarte importantă urmărirea aceasta vocațională, să vedem ce îți place mai mult, ce alegi, se potrivește lucrul acesta. Hai să mergem cu copilul mai departe pe, nu știu, pe teatru, pe, nu știu neapărat dacă pe aeromodele toată lumea sau pe, dar e foarte, foarte important. Nu, pentru că acolo se face engleză și se face o engleză foarte bună, dar se face teatru, sunt foarte bune orele de teatru, dar ne explică mai multe directorul Palatului Copiilor din Giurgiu, profesor Veronica Fișcu. Bună seara! Bună seara! Vreau să vă întreb așa, am văzut această imagine de la Palatul Copiilor, e imaginea pe care eu o văd zilnic pentru că este la mine în cartier. Cât de dor v-a fost de copii? Să știți că ne-au lipsit foarte mult întâlnirile cu ei, întâlnirile față în față cu copiii. Se pare că și lor le-au lipsit foarte mult. Chiar sunt emoționată că am avut mai devreme întâlnire cu una din grupele mele și nu pot să vă spun sentimentele. E greu să vă explic sentimentele. Noi eram obișnuiți și înainte de situația aceasta să
ne îmbrățișăm, să acum a trebuit doar să ne exprimăm verbal gândurile și emoțiile prin care am trecut. Acum a fost ideea cu afișul acela? A noastră, a colectivului, pentru că chiar am simțit nevoia să le spunem copiilor cât de mult ne-au lipsit. Câți copii sunt la Palatul Copiilor din Giurgiu acum înscriși? Sunt înscriși la Palatul Copiilor, sunt 1350 de elevi. Funcționează înscriși în grupe de câte 10 copii. Avem 13 cercuri la filiala din Giurgiu, în oferta noastră educațională, pentru că noi mai funcționăm și cu o filială în Bolintin Vals, unde avem două cercuri, și anume fotbal și atelierul fanteziei. Dar la cercurile din municipiu sunt 13 activități de timp non-formal. Zic eu, fără să exagerez, că sunt activități de calitate. Care sunt cele mai accesate cercuri? Că noi de cercuri le știm. Da. Sunt foarte căutate cercurile de matematică, de gimnastică, teatru de păpuși, handbalul, iar numai că handbalul se desfășoară la... Avem un parteneriat încheiat cu școala numărul 10 și se desfășoară la sala de sport de la școala numărul 10. Cercul de muzică, nu știu, toate sunt. Fiecare copil are anumite înclinații și optează pentru cercurile care cred că îl fac să-și dezvolte abilitățile și să se perfecționeze în domeniul pe care și-l dorește fiecare. Eu vreau să abordăm un subiect mai sensibil. Aproape că nu a fost an în care să nu scriem despre Palatul Copiilor. Cunoaștem colectivul de acolo inimos și dăruirea dascălilor. Ne-am petrecut și noi acolo bună parte din preadolescență și chiar adolescență la cercurile acestei instituții, dar îmi pare rău să o spun că nu s-a schimbat aproape nimic în modul cum arată. Este o clădire emblematică pentru municipiul Giurgiu și totodată aș putea să o numesc o rușine la modul în care arată și la lipsa preocupărilor autorităților față de această instituție. Spuneți-mi dacă ați făcut vreun demers, dacă aveți vreo promisiune în acest sens. Da, este adevărat ceea ce spuneți. Într-adevăr, aspectul atât cel exterior cât și cel interior lasă foarte multe dorit, însă venim așa cu o veste bună, suntem entuziaști și sperăm să se și concretizeze. În luna decembrie anului trecut a fost deja semnat un contract de lucrări care sperăm să demareze cât mai curând, după aprobarea bugetului. Este vorba despre lucrări de consolidare, reabilitare și mansardare a clădirii. Este chiar o veste foarte bună, da, pe care așteptăm și noi această chiar veste. Chiar breaking news! De ani de zile o așteptăm, da. Ne-ați dat o veste minunată. Da, și noi suntem încântați și să știți că de data aceasta zic eu că norocul ne va surâde, deși noi aveam deja demarat acest proiect. Chiar am avut deschidere și din partea Consiliului Județean, și au vrut să au binevoit, au intenționat, de fapt, scuzați-mă, să eu am foarte mare mulți, au intenționat să ne prindă și pe noi într-un proiect de abilitare prin fonduri europene, numai că aveam deja acest contract demarat și, deci, nu știu, anul acesta sperăm să fie de bine, după atâtea lucruri rele care s-au întâmplat în ultima perioadă, sperăm că ne vom reveni și noi la normal. Ar fi păcat să nu se întâmple așa, să avem și noi un palat al copiilor frumos și pe din afară și pe dinăuntru, să nu fie doar cu numele, exact, și copiii ei oricum merg cu drag acolo datorită dumneavoastră, dar și aspectul contează foarte mult. Ce vă spun copiii, ce v-au spus după primele reîntâlniri cu profesorii? În primul rând, cei mai mici, eu personal am dat întâlniri doar cu cei mici, nu prea mai îndrăznesc să-și exprime, e foarte greu. Încercăm să relaționăm din nou, așa cum o făceam înainte. Sunt timici, nu mai știu cum să se comporte, dar eu sunt optimistă și cred că lucrurile
se vor așeza într-un final. Aveți o mare, aveți o mare responsabilitate, pentru că la școală se învață lucrurile de care au nevoie strict în viață, adică și acolo se orientează în viitor. Dar la cercetarea pasiunii se lucrează în Palatul Copiilor, la școala de muzică și arte plastice, la diferite alte cercuri din diferite instituții și care desfășoară activități conexe care pe se gratis, ajute. Da, pe degeaba, adică pe gratis, nu trebuie să plătim. Noi suntem furnizori de activități non-formale, de activități, ce înseamnă activități non-formale? Sunt acele activități desfășurate în afara mediului școlar, care țin să dezvolte abilitățile, facultățile intelectuale și morale ale individilor, ale copiilor. Și doamna director, aveți un rol și de, cum ar spune politicii, de prevenție. Pentru că odată prinsă o pasiune, nu te mai lași prada altor influențe în viitor, pentru că ești ocupat foarte mult cu teatrul, cu matematica, baletul, pictura, flautul, eu știu ce, în alte, ce se mai petrece în alte asemenea palate și instituții de activități extrașcolare. Da, corect. Chiar avem copii care au urmat an de an și au urmat pasiunile an de an. Deci avem și copii care se înscriu și frecventează un an cursurile noastre eventual, dar avem mulți copii care într-adevăr și-au continuat pasiunea și le-au urmat an la rând. Vreau să vă mai întreb, vreau să vă mai întreb ceva legat de cercul de gimnastică aerobică și dans modern. Știu că a fost acolo o lacună după pierderea doamnei profesor care ne-a încântat atâția ani. Dacă este ocupat acest post acum, dacă pot merge copiii la acest cerc? Da, avem avem profesor pentru acest cerc, nu este un profesor titular al Palatului Copiilor. Doamna chiar își face meseria cu dedicație, adică își îndeplinește rolul cum știe dânsa mai bine. Sperăm însă ca de la anul să putem primi aici cu brațele deschise un profesor titular care să înțeleagă corect, să înțeleagă rolul pe care îl are într-o instituție de activități extrașcolare, cum suntem noi. Da, vă mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră. A fost alături de noi la Breaking News doamna director Veronica Fișcu de la Palatul Copiilor din Giurgiu, cu multe informații noi, printre care șoful este extraordinar de bună. O să intre într-un final Palatul în reparații. Copiii noștri ai tuturor merită să aibă și lucruri frumoase, așadar o să mergem într-o zi să vă și arătăm acest palat, dacă putem înainte să ne spunem și după. Așa, că se facem așa înainte, da, și poate stimulăm puțin lucrurile, le accelerăm un pic să se întâmple ceva și acolo. Dar de la școală revenim acum la sănătate, vorbim puțin și despre vaccinuri, despre AstraZeneca de data aceasta, care va ajunge și el la Giurgiu. Le avem deja pe cele de la Pfizer și de la Moderna, dar acum vor deveni opționale încă două cabinete care vor utiliza acest vaccin nou intrat. Un centru de vaccinare în sala de sport a Colegiului Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu din municipiul Giurgiu și un centru de vaccinare la Florestoienești. La municipiu aici va fi creat și un flux special pentru cei care vor fi vaccinați cu noul tip de vaccin, pentru că se vor face în paralel, adică într-un spațiu Moderna sau Pfizer, într-un spațiu AstraZeneca, pentru că sunt persoane care vin și la rapel și atunci trebuie să deții cam toate trei tipurile de vaccin. Da, și știm foarte bine că este important cât mai să se țină cât mai aproape cont de programare. Sunt zile stricte în care se fac aceste vaccinuri. Pentru înscriere se poate folosi atât platforma electronică, dar poate fi accesat și medicul de familie, call center-ul de asemenea destinat fiecărui județ în parte. Iar de menționat este faptul că vaccinul AstraZeneca este recomandat persoanelor între
18 și 55 de ani, iar intervalul de timp recomandat între cele două doze este de 8 săptămâni. Asta că tot am repetat cum da, facem dar cu, să se informeze oamenii foarte bine, adică să nu cumva să se înscrie persoane de peste 65 de ani cu AstraZeneca, pentru că nu le este recomandat. Să se informeze înainte, să nu se grăbească să iau o decizie, că nu prea se știe ce se întâmplă, vedeți, și după a doua doză mai apar reacții adverse, e bine să vă vaccinați cu ce vi se potrivește, cu ce s-a recomandat până acum, să spunem așa. Da, și pe lângă această campanie de vaccinare, mergem un pas cu viața înainte și aflăm că permisul este tot mai greu de obținut. Ne-a spus chiar Anda Buzică, ea a fost zilele astea chiar în focul unui astfel de examen și dacă tot a gustat această experiență, ne-a și împărtășit-o. Au trecut de mult vremurile când permisul auto se lua ușor sau cu mită. Examenul pentru obținerea permisului de conducere a devenit o adevărată sperietoare pentru giurgiuveni și oferia... Este, cum era normal, școală grea și permisul de conducere nu se mai ia așa după bunul plac. Asta reiese și din numărul celor promovați, adică după cele două probe, teoretică și practică. Ne aducem aminte, au fost multe scandaluri și la Giurgiu, după ce se știa foarte bine că erau cei mai înjurați, cei din Argeș. La un moment dat era de notorietate că și la Giurgiu se întâmplă tot felul de fenomene paranormale pe la acea direcție. Au scris ziarele de tot felul și s-a tot luat în colimator, a fost și s-a lăsat și cu demiteri, știm acea perioadă. Potrivit șefului serviciului regim permise și înmatriculări auto Giurgiu, Marius Beianu, în 2020, promovabilitatea pentru obținerea permisului de conducere a arătat adevărata pregătire a viitorilor șoferi. Da, din cei peste 6.800 de candidați înscriși pentru proba practică, mai bine de 5.000 au fost declarați respinși. Am făcut un calcul repede acum, ca să ne dăm seama de cifră. Deci din 6.800 de candidați la traseu, ca așa, să zicem, să ne înțeleagă toată lumea, au luat, deci din 6.800, au luat permis 1.644. Este un procentaj extrem, extrem de slab, pentru că trec foarte greu. Iată, procentele de promovare a examenelor pe categorii trec cu greu de 90%. Se stă mai bine la sală, acolo să zicem că... mai învață, mai citesc, mai le pun la nimereală, e pe calculator. Nu știi, se este niciodată cu nimereala. Dar unii mai au și norocul ăsta, știi, acolo pe, la ultimele întrebări, când chiar nu știi, o mai nimerești. Mai sunt unii care ești, ia uite, n-am făcut 26, gen Anda Buzică, n-a făcut maxim și a luat și s-a supărat. Bine, în ghilimele s-a supărat, ea că a venit aici la noi bucuroasă, nevoie mare. Dar noi anul trecut, prin mai, aveam o serie de reprogramări la aceste probe. Chiar la proba practică pentru obținerea de permisul de conducere de categoria B, aveau candidați cărora le expiraseră dosarele. Era acel... context pandemic și am tot pus noi acolo reprogramări, dacă apelez la istoric, deci și ăsta ar putea să fie o cauză pentru care s-a împuținat numărul de permise, dar Nicoleta a calculat strict ce s-a dat și ce s-a luat. Dar păi atâtea au dat, atâtea au luat, e clar. Mai multe, da. Păi ce mă să fie accesate, că e vorba de tot anul 2020. Mă gândesc la cei care au mai expirat unora dosarele pentru că nu s-au înscris în timp. E problema lor. Aia este o altă aici e vorba latură. De exact de cei care au dat examen la traseu. Scrie da, clar, da. Deci ăștia au fost fizic în mașină acolo, nu au avut întârzieri. Da, eu am specificat pe lângă diferență că au fost și, deci ca număr de promovații, cum să spun, au fost și mai puțin înscriși la modul ăsta. Dar diferența este aceea din calcul care a reieșit. Iată, nu se mai obține atât de ușor, ne-a spus și colega noastră că a fost foarte dificil și mai este un aspect de punctat, că era foarte, cum să spun,
neplăcut, alt stres, alt factor de stres să mergi la direcția de permise, pentru că te țineau în picioare și dura foarte mult. Păi și ce acum? Îți dau scaun? Nu știu cum este acum, dar mă gândesc că poate nu mai durează atât de mult, având în vedere... Da, și acum reprogramările să sunt... să mai stăm atât de mult de un metru distanță. Și acum reprogramările sunt destul de târzii, să știi, uite, s-a luat examenul la sală astăzi și sunt programați la sfârșitul lui aprilie. Este foarte mult pentru traseu. Da? Și acum e la fel de greu ca tot pandemie și da, acum. Da, era aglomerație foarte mult în acea anticameră. Nu mai știu cum este acum. Acum să mai întrebăm pe Anda dacă tot permisele se mai available. Pot ridica și online, se pot plăti online, multe lucruri se fac online la serviciu de permise și nu mai ești nevoie să te duci la ghișeu. De exemplu, asta da, e adevărat. Dar revenind strict la permise, iată, pentru toate probele la traseu, pe toate categoriile, procentajul pe anul trecut este de 24,17%. N-ai învățat? Nu iei. Și dacă decât la... să iei nu știu cum și să ajungi pe șosele să provoci tragedii, mai bine păi mai da. Ții câteva ore, mai pui mâna pe carte și ți-o iei prin forțele tale proprii, îți iei permisul... Deci, să-ți zică, să-ți zică domnul polițist acolo când a terminat traseul, bravo băi, băiatule, fato, ești bun. Da. Deci procentele nu trec așa ușor de 90%. La teorie mai mare, da, 94,87, cum ai zis să zică? Ce să zică? Bravo, bravo băi, băiatule sau fato, păi da, ai reușit, ai înfrânt. Ești liber pe drumurile patriei. Potrivit șefului serviciului regim permise și înmatriculări auto Giurgiu Marius Beanu, anul acesta a început cu dreptul, iar în ianuarie a crescut un pic promovabilitatea, 170 de persoane reușind să obțină permisul din prima încercare. Sunt unii care au mai multe. Ne mai scriu oamenii aici și vă mulțumim, respect pentru emisiune și telespectatori. Ne salută cineva din Worthing, este un oraș în Anglia, din câte știu. Nițoa Doriana, în ziua de azi toți tâmpiții au permise, să nu generalizăm, doamnă, mai sunt și scăpări. Este dacă, adevărat. Da, acum suntem și noi, suntem la emisiune și vă citim mesaje, dacă trece câte un depinde viteză cine este noi. Mămica și tăticul și se ia permisul foarte ușor. Nu știu, ne-au scris oamenii pe Facebook la acest articol și să știți că mulți dintre ei au spus că au fost foarte mulțumiți, n-au dat nicio șpagă, nicio mită, au luat pe puterile lor și sunt foarte multe cazuri, dacă nu toate acum, pentru că nu știu dacă se mai pune problema la Giurgiu de mită, nu mai avem asemenea informații. Poate vedem mai târziu, după ce filează, după ce mai arestează cât un șef, atunci știm. Dar așa nimeni nu ia banii la vedere, să fie clar și atunci când i-a luat. Și mai există o problemă asta tot așa conexă a obținerii permisului. Pleci cu mămăliga în geam, cum se spune, da? Cu semnul acela, atenție, sunt și eu nou în trafic. Și sunt foarte mulți care produc șicane celor care de-abia da, au da, știu. Mulți sunt sfătuiți să nu poarte, deși asta înseamnă e amendă, un sfat greșit. Se traduce cu în amendă dacă te prinde poliția, dar să se înceteze cu șicanele acestea, pentru că toată lumea a început de undeva și trebuie să avem răbdare cu ia uite-l și pe ăsta cum se mișcă, ia uite și pe ăsta în trafic, toată lumea da, dar ei uită la rândul lor că și ei au fost începători și ei au trecut prin situația acestea și lor le tremurau mâinile pe volan și piciorul pe pedală atunci când simțea pe cineva în spate. Eu nu sunt șofer, dar oprit-o la în spate așa aproape de bară îți dă o senzație neplăcută și ție ca profesionist și ca șofer profesionist, dar începătorul trebuie să-l lași să meargă în ritmul lui până se obișnuiește, că nu-și cere nimeni să mergi cu nu știu ce viteză prin oraș sau nici să încurci circulația, dar nici să-l claxonezi că n-a plecat imediat ce s-a schimbat verde la semafor sau lasă-l asta și pe e el. Cea mai... Asta și cu grăbitul că nu ajungi la semaforul celălalt, unde tu ai un bolid, ălaltul are și el un Logan ceva, și tot la intersecție până la urmă tot acolo ajungi. Că și cu nu ne permite vreza drumurile noastre. Da? Aici e chestie de educație mai mult. Tot de educație, ține și vorbit un trafic când ne întâlnim. Da, hai să ne sunăm la telefon, că avem telefoane, avem tot ce ne trebuie prin Bluetooth,
că sunt destule și care. Asta dacă tot am deschis Pandora, cutia Pandorei pe aspectul ăsta, că mai avem, uite, iarăși altă veste rea. Giurgiu este cel mai nevizitat județ în 2020. N-o spunem bine, noi. Nici nu e județ turistic. Nici nu prea ai ce să vezi la noi, nici motonave n-au mai fost anul trecut, măcar, cum să spun, să mai trag așa cu ochiul pe la noi prin oraș, în județ, locuri așa de turism unde să mergi să te cazezi 2-3 nopți, ce să faci, că n-ai ce să faci. Da, ce se știe că cei mai mulți vin la Comana, dar vin pe timpul zilei, și acolo Comana la parte de distracții. Este considerată de bucureșteni periferia lor, mai da, nou. E periferia lor și nu e vorba de cazare, de să te cazezi, să zici că ai stat la Giurgiu 4 nopți, am fost în stațiunea Giurgiu. Da, este e normal să fie așa, noi nu avem zonă de turism aici. Foarte târziu a fost infrastructura așa cum trebuie pentru a fi accesată și Comana. Da, noi suntem, uite, suntem similari cu județele de aici, din sudul țării, cu Telorman și cu Călăraș, pentru că nu sunt zone turistice, n-ai... Nu da, e dezvoltată dacă stai pe să partea te gândești asta. Că noi avem Dunărea la picioare, am putea avem, să... Avem, dar suntem foarte aproape de București și tot așa, bucureștenii vin sâmbăta, duminica la noi aici. Săracii copii bogați. O ciorbă de pește, admiră Dunărea, se duc înapoi, nu se consideră chiar turism. Turismul se calculează prin nopțile de cazare, da, prin hotelieri, câți au avut, de acolo se iau datele statistice. Nu cred că poate să-i numere cineva pe cei care vin până la Giurgiu și se întorc înapoi, să spunem. Dar de asta avem cifrele așa de mici. E nedrept să ne comparăm cu Constanța, peste 1 milion de turiști anul trecut, cu Brașov. Nu avem munte, nu avem mare, avem decât Dunăre atât, care mare perspectivă nu ți oferă. Firește că lucrurile astea sunt incomparabile, dar avem totuși ceva de oferit. Dacă am fi după mie, noi, dacă ar fi după pare, noi, să promovăm, am avea ce să promovăm. Am avea, dar nu putem să ajungem la nivelul de care se vorbește în zonele de munte sau cele de mare. Până și Bucureștiul, care este capitală și de regulă capitalele țărilor europene, atrag cei mai mulți turiști. La noi 560.000 de turiști în București anul trecut. E adevărat, au și fost granițele închise o bună perioadă, dar mi se pare totuși un număr destul de mic pentru o capitală în care chiar ai ce să vezi, dacă nici la București n-ai, dar au fost muzee închise, au fost teatre închise, cinematografe, clădiri și așa mai departe. Așa că am avut și noi cât am putut, cât s-a putut. Da. Da. Bine, noi mai avem acum mai multe probleme și sunt unele dintre ele foarte spinoase. Noi suntem cunoscuți, dacă vrei, așa ca brand de țară, ca brand de țară, ca brand de județ și mai ales de municipiu, aia care se aud câinii în Giurgiu, ăsta e brandul nostru. Da, și avem chiar acum nou sosit, chiar în monitorul oficial, din monitorul oficial vă citim, pentru că chiar de ieri este valabil, a fost publicată hotărârea pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a ordonanței de urgență a Guvernului privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, printr-o hotărâre a Guvernului, iar acestea, normele de aplicare, sunt privind aprobarea acestui program de gestionare a câinilor fără stăpân, foarte utile aceste informații, se modifică și se completează în funcție de serviciile de specialitate care vor fi de gestionarea câinilor fără stăpân pe raza unităților administrativ-teritoriale, respectiv a subdiviziunilor acestora la nivelul cărora au fost înființate și în funcție de posibilități pot încheia protocoale de colaborare cu unități administrativ-teritoriale cu care se învecinează, precum și cu orice altă unitate administrativ-teritorială de pe raza județului. Sunt foarte multe noutăți în acest act normativ. O să vă ținem la curent și în ediția de mâine, pentru că cea de astăzi se încheie acum. Iată, ne ajungem și la final. Dar bine, da, vă mai spunem puțin despre vreme, acum la încheiere, pentru că a fost cald astăzi la Giurgiu, am văzut și noi soarele în sfârșit
și mâine ci că ar fi la fel, 16-17 grade, să dea Dumnezeu să fie așa, să ne mai bucurăm și noi de aer curat, că mai mâzgă fulgajul zilele astea și noroi și soare, dar nu vă mai reținem decât atât să vă spun că la ora 18 vă aștept aici la televiziunea Giurgiu Tribune live. Invitatul meu este viceprimarul Marian Damian. Avem multe pe ordinea de zi, să spunem așa, școlile, situația din școli, cum sunt ele pregătite, au toate materialele necesare pentru elevi. Vorbim și de curățenia în oraș sau mai bine zis de lipsa ei pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale, dar și multe alte subiecte legate de proiecte și investiții în municipiul Giurgiu pe acest an. Așadar, vă așteptăm de la ora 18. În cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... Trei morți și doi răniți astăzi după ce în explozia de aer au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribune îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine.